Bună tuturor, sunt Claudia și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Modelul meu de astăzi este Alexandra. M-am tot gândit zilele trecute ce machiaje să mai fac, iar atunci mi-a venit ideea aceasta, de ce să nu fac un machiaj de Valentine's Day? Mi se pare că se potrivește destul de bine cu perioada care urmează. Îi curăț foarte bine tenul cu soluția micelară de la Garnier. Apoi îi curăț și ochii pentru că ea avea un pic de rimel pe ochi, iar această soluție de la Nivea, să știți că este super ok, ieftină și destul de bună pentru chestia asta. Curăță foarte bine, așa că recomand să cumpărați această soluție. O puteți folosi și pentru buze. Îi aplic această bază de la Mehron, este o bază antitranspirație. Aștept câteva minute, iar după ce intră bine în piele, aplic și această bază de la Maybelline pe centrul feței, mai mult, pentru că acolo este excesul de sebum. Fondul de ten pe care îl folosesc este de la Ila Masca. Îl aplic cu această pensulă de la Kim de Suzana Petre. În video o să vedeți că o să folosesc mai multe pensule de la ea, iar am să vă las linkul de unde puteți comanda și voi. Iar dacă spuneți numele meu, Claudia Niță, beneficiați și de o reducere de 15%, ceea ce mi se pare super cool. Blenduiesc totul cu Beauty Blenderul. Bine, 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 ca să intre în piele. Iar apoi vreau să-i fac un contur. Îi conturez fața cu paleta cremoasă de la Anastasia Beverly Hills. Îi aplic și concealerul de la MAC, preferatul meu, cu mișcări de tapotare. Ușor, ușor tapotez produsul în piele. Să nu trageți, pentru că o să se șteargă foarte mult din produs și dacă se șterge din produs, nu mai arată atât de bine și efectul nu va mai fi același, bineînțeles. Iar apoi, cu Beauty Blenderul, tapotez din nou și blenduiesc să intre totul în piele foarte bine și să pară cât mai natural posibil. Aplic pudra cu Beauty Blenderul. Pudra este de la Laura Mercier. Din păcate am uitat să o arăt, dar vă spun care pudră folosesc. Îl aplic cu Beauty Blenderul doar sub ochi, pentru că mi se pare că se aplică mai frumos și la sfârșit arată mult, mult, mult mai mișto. Restul feței o fixez cu o pensulă de pudră. V-am spus că ea are tenul gras, dar și deshidratat în același timp și de aceea o fixez cu atât de multă pudră din cauza excesului de sebum. Necesit acest lucru. Iluminez centrul feței și pomeții cu iluminatorul de la Ila Masca. Bronzerul îl folosesc pe cel de la Too Faced, cred că este nuanța medie. Iar apoi am să conturez cu paleta de la Anastasia Beverly Hills. Iar blush-ul îl folosesc de la MAC. Fac prima dată fața pentru că mi se pare că arată mult mai drăguț pe cameră dacă fac prima dată fața și apoi ochii, deși în mod normal nu sunt obișnuită să fac așa. Sprâncenele le conturez cu gelul de la Inglot. Iar acum trecem la ochi. Pe toată pleoapa mobilă îi pun acest primer de la MAC. Prin mișcare de tapotare și un pic de ștergere. Râvnita paletă de la Anastasia am să o folosesc astăzi. Fixez toată pleoapa mobilă. De fapt, fixez tot ochiul și pleoapa mobilă și arcada cu prima nuanță de sus de la Anastasia. V-am lăsat și denumirile la toate nuanțele pe care le folosesc.
Încep cu această nuanță din colțul exterior al ochiului, prin mișcări circulare și merg ușor, ușor înspre baza sprâncenei, adică mă ridic puțin mai sus cu culoarea, nu merg chiar din pliu în pliu. Să blenduiți foarte, foarte bine. Următoarea nuanță o aplic tot din colțul exterior înspre colțul interior. Am zis că fiind de Valentine's Day trebuie să fie ceva cu roșu, ceva așa de sexy și așa de dragoste, să spun. Blenduiesc foarte bine culorile pe care le-am aplicat cu această pensulă. Pensula este curată, nu are pic de produs pe ea. Următoarea nuanță o aplic cu o pensulă mai mică în colțul, din tot în colțul exterior al ochiului, ca să formăm acea umbră frumoasă. Acum, cu această nuanță am să o aplic pe toată pleoapa din colțul interior până la mijlocul ochiului. Este așa un auriu foarte, foarte plăcut. Din păcate nu se vede atât de bine aici, pentru că este așa mai natural. Iar apoi iluminez cu această culoare arcada. Și colțul interior al ochiului. Încep să fac și partea de jos cu aceleași culori pe care le-am pus și în partea de sus. Îi rimelez genuțele pentru că vreau să îi le aplic pe cele false. Am să-i aplic gene de tip smocuri. Nu am să-i aplic foarte multe pentru că nu vreau să acopăr acest machiaj frumos. Vreau să-i pun doar în golurile formate atunci când am dat cu rimel, se formează niște goluri. E, acolo vreau eu să pun aceste gene false. Pentru linia apei, astăzi folosesc acest gel de la Inglot. Este un mov pastelat, așa foarte, foarte drăguț. M-am gândit totuși că nu pot să o las chiar așa, trebuie să mai adaug eu ceva. Linia de tuș o fac tot cu gelul de la Inglot, cu numărul 77, care mi se pare destul de negru, adică negru, cel mai negru pe care l-am folosit până acum. Mai era unul de la Sleek pe care l-am folosit mai demult, doar că nu prea îmi place mie textura, este prea gros așa și nu prea mă pot juca cu el. Îi mai aplic acum și acest SP de la Atelier Paris, este un mov așa cu glitter foarte mișto. Și acest creion de la Cascade of Colors. Acesta este machiajul de astăzi, sper că v-a plăcut și vă doresc distracție plăcută de Valentine's Day. Vă pup!